O minoră de 13 ani din comuna Negomir urmează să devină mamă, fiind însărcinată cu un vecin de 63 de ani. Copila a ajuns la un control, iar medicul, care a observat că fata avea o sarcină de 20 de săptămâni, a sesizat poliția. Minora locuiește cu bunica ei, care spune că fata, care este elevă, mergea frecvent acasă la bărbat pentru a face temele cu fica acestuia, care este colegă la școală. Bărbatul a fost reținut și riscă ani buni de închisoare pentru pedofilie. Polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au reținut pentru 24 de ore și introdus în centrul de reținere și arestare preventivă Ali P.J. Gorj, un bărbat în vârstă de 63 de ani din comuna Negomir, bănuit de săvârșirea infracțiunii de act sexual cu un minor. Acesta ar fi întreținut relații sexuale încă din luna ianuarie cu o minoră în vârstă de 13 ani din aceeași localitate, în timp ce a avut consimțământul acesteia. Bărbatul a petrecut 24 de ore în arestul poliției gorjene, iar azi a fost prezentat procurorilor care au solicitat arestarea preventivă a acestuia.